Cu ce se diferențiază ansamblul The Park față de alte proiecte rezidențiale? The Park Apartments este un ansamblu rezidențial foarte bine localizat lângă Parcul Tineretului, ceea ce indică foarte mult accesul locuitorilor către zona de centru. Foarte important este și eficiența energetică cu care noi venim pe piață, și anume faptul că avem o termoizolare extrem de eficientă cu vată bazaltică, care va permite să avem costuri de locuire foarte, foarte mici. Ce tip de locuință este cel mai căutat de clienți? În principal, modelele de 2 și 3 camere. Cu precădere, anul acesta am avut un impact major asupra apartamentelor cu 3 camere. Din acest motiv am și rămas oarecum fără unități, chiar pentru blocurile care nu sunt încă construite. Cum v-a influențat legea dării în plată? Nu putem spune că am avut o influență negativă. Influența a fost una chiar pozitivă, pentru că de-a lungul anului am avut o creștere ușoară a prețurilor. Clienții noștri de cele mai multe ori au un avans mult mai mare decât cel de 15%, în așa fel încât acest lucru nu i-a impactat major. Cum ați descrie în 3 cuvinte The Park Apartments? The Park Apartments este bine localizat, bine construit și eficient energetic. Planuri de viitor? Planuri de viitor pentru acest complex încercăm foarte mult să finalizăm într-un timp cât mai rapid, în așa fel încât să ne dedicăm pe etapa următorului nostru proiect. Începând de anul viitor, vom demara un nou proiect în zona Basarab, lângă podul Basarab. În acest moment suntem în stadiu de arhitectură. Arhitecții noștri proiectează, iar acolo vom veni cu ceva inovator. Va fi o confluență între zona de rezidențial și zona de office. Cum vor evolua prețurile locuințelor? Cu siguranță va exista o creștere a prețurilor, deoarece The Park Apartments este în acest moment mult mai bine poziționat pe piața imobiliară din București. De ce ați ales să participați la TIOR, Târgul Imobiliar Online Român? Considerăm foarte mult că marketingul online ne poate ajuta foarte, foarte mult, și în acest motiv a fost un impact foarte pozitiv pentru noi, și din acest motiv am și participat.